și al Fiului și al Sfântului Duh. Prea cuvioasă Părinte Exarh, prea cucernice Părinte Paroh, binecuvântați teologi și dremăritori creștini. M-am rugat lui Dumnezeu pentru cuvântul din această seară, fără să-l premeditez, gândindu-mă că orice cuvânt de învățătură trebuie să fie impus de auditoriu, de credincioși, mai ales când aceia sunt și teologi. Dar cuvântul de învățătură neapărat trebuie să fie inspirat de Dumnezeu și inspirat din Sfintele Scripturi. Ori slujba care s-a oficiat în această seară, aproape în totalitate, este inspirată din Sfânta Scriptură, în special a Vechiului Testament. S-a citit Psalmul 118, respectiv Catisma a 17-a din Psaltir. În totalitate, este cel mai lung psalm dintre cei 150 pe care îi cunoaștem. Acest psalm, iubiți credincioși, se mai rostește la anumite slujbe ale bisericii noastre. Probabil că nici nu vă gândiți. În această seară, în timp ce se citea la strană, mi-am dat seama că psalmul 118 se citește la slujbele mormântării. Și rugăciunile care s-au adăugat pe lângă acest psalm, în parte, sunt pentru cei morți. Ați auzit troparul cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Ceea ce înseamnă că slujba de miezonoptică este în parte sau în mare măsură, dacă vreți, o slujbă de mormântare. Dar o slujbă de mormântare generală, pentru că este o slujbă publică, pentru că face parte dintre cele 7 laude ale Bisericii, care laude se săvârșesc mai mult în Sfintele Mănăstiri. Noi știm și oamenii de știință ne spun că atunci când dormim, practic, în mare măsură, suntem morți. Când rostim rugăciunile de seară și spunem și ne rugăm și cerem lui Dumnezeu nu cumva să devină patul nostru groapă și mormânt. Pentru că noi nu mai suntem conștienți. Noi intrăm într-o stare care este vecină cu moartea. Deci slujba miezonopticii, care o săvârșiți dumneavoastră, iată, atât de minunat, este o slujbă de înmormântare. Aș vrea să mă opresc, poate că la unul, dacă mă inspiră Dumnezeu și la alt verset din acest psalm. Primul se repetă foarte des la slujba mormântării călugărilor. În starea a doua, din Catisma care s-a citit, se spune, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Această rugăciune se repetă la nesfârșit la slujba mormântării călugărilor. Al tău sunt eu, mântuiește-mă. Dumneavoastră ați rostit-o în această seară o singură dată. De ce la slujba călugărilor se rostește la nesfârșit? Pentru că
viața monahului se dorește o dăruire totală lui Dumnezeu. Și că monahul, toată viața lui, conștient sau inconștient, îi spune lui Dumnezeu, al tău sunt eu, mântuiește-mă, pentru că el nu-și mai aparține lui. Călugărul este omul care nu-și mai aparține. Aparține mănăstirii, aparține bisericii și, în primul rând, și mai ales, aparține lui Dumnezeu. De aceea, la slujba mormântării călugărilor, se spune la nesfârșit și se cântă foarte duios, al tău sunt eu, mântuiește-mă. Dar că noi nu ne aparținem, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Și nu o spune expres călugărilor. O spune tuturor creștinilor. Voi nu știți fiii Dumnezeu, a cărui Dumnezeu sunteți. Voi nu știți că nu vă aparțineți. O spune foarte răspicat Sfântul Apostol Pavel. Că noi, creștinii botezați, din momentul tainei Sfântului Botez, nu ne mai aparține. De aceea repetăm la slujbele noastre și spunem pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Mai mult decât atât, iubiți credincioși, noi ne numim și suntem și ne vrem și ar trebui să ne vrem robi al lui Dumnezeu. În ultima vreme, datorită secularizării și a depărtării oamenilor de Dumnezeu, ni se spune chiar nouă preoților să nu mai rostim această numire. Mai ales la slujba cununiei. Robul lui Dumnezeu se cunună cu roaba lui Dumnezeu. Se simt foarte jigniți că sunt numiți robii lui Dumnezeu. Roba lui Dumnezeu înseamnă, sau mai bine zis, expresia prin excelență a robului lui Dumnezeu este Maica Domnului. Ea o și spune la Buna Vestire, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Dacă vrem să gândim această robie și să o înțelegem cu adevărat ce este, înseamnă să renunți la tine însuți, așa cum a făcut-o Maica Domnului, până acolo să fii discreditat de contemporanii tăi, dar să se întrupeze în ființa ta persoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Maica Domnului este roaba lui Dumnezeu prin excelență și ea nu și-a mai aparținut ei și s-a dăruit total lui Dumnezeu și planului de mântuire a oamenilor. În Vechiul Testament, puțini au fost numiți robii lui Dumnezeu. Unul dintre ei a fost numit Avraam. Câți dintre noi pot fi în stare să devină robi al lui Dumnezeu așa cum a devenit părintele nostru Avraam? Ce a făcut părintele nostru Avraam încât a fost numit de însuși Dumnezeu robului? A fost în stare să jertfească pe unicul său fiu din dragoste față de Dumnezeu. Câți oameni din societatea contemporană sunt în stare să jertfească Fiul pentru Dumnezeu? Că nu suntem în stare să jertfim măcar o zi de post.
sau nu suntem în stare să jertfim un timp de rugăciune care se numește acatist sau catismă sau alte rugăciuni pe care ni le pune la îndemână biserica. În vechime, roba lui Dumnezeu era o calitate însușită de drepți, de cei care au fost numiți și numim până astăzi drepți ai Vechiului Testament. Dar tot în vechime, iubiți credincioși, rob nu era oricine. Robul unui împărat era intimul împăratului. Omul de cea mai mare încredere. Omul cel mai apropiat, care îi cunoștea toate tainele. Omul cu care se sfătuia că a degenerat și că am ajuns la o epocă a sclavagismului. Aceasta datorită faptului că omul a căutat în permanență să domine pe celălalt. Să-l stăpânească până acolo încât în vechime, în epoca sclavagismului, stăpânul avea dreptul asupra vieții și asupra morții robului său. În realitate nu era așa. În realitate, robul era cel mai intim slujitor al împăratului. În felul acesta a devenit și Maica Domnului și toți drepții Vechiului Testament pe care îi cunoaștem până astăzi. Aceasta ar fi prima parte a cuvântului meu din această seară. Al tău sunt eu, mântuiește-mă. Este un cuvânt care trebuie să ne însoțească fiecare clipă a vieții noastre. Și dacă vreți, și vechea nopții, care este vecină cu moartea. Al tău sunt eu, mântuiește-mă. Și al doilea cuvânt. În starea a treia acestei catisme, a acestui psalm, se spune, vremea este să lucreze Domnul. Este un cuvânt care îl regăsim la începutul Sfintei Liturghii, când diaconul îl provoacă pe preot pentru începutul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. El zice, vremea este a face Domnul, binecuvintează Părinte. Și Părintele zice, binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acest cuvânt aș vrea să vi-l tâlcuiesc printr-o experiență personală, care pe mine m-a ajutat foarte mult și nădăjduiesc să vă ajute și pe dumneavoastră, să vă dea curaj și putere să biruiți ispitele și încercările vieții. Eram proaspăt stareț al mănăstirii Nicula și n-am fost cruțat din prima zi de vrăjmașii omului, ai bisericii, și ai neamul. Pentru că mănăstirea Nicula este un loc foarte important și în el se regăsește spiritualitatea întregului Ardeal și poate mai mult decât atât. Și au început niște procese grele cu mănăstirea Nicula. 5 ani de procese nu ușoare și nu puține și cu risc foarte mare. Până acolo încât să cedăm mănăstirea. Să renunțăm la ea. Și mi-a dat seama că n-am nicio putere. N-am nicio vlagă să pot să mă lupt. Nu cu un om, nu cu o comunitate, cu un imperiu. Mănăstirea Nicula
a căzut sub ocupație pe vremea Imperiului Austro-Ungar și se cerea revendicată sub un alt imperiu cu aproape aceleași granițe. Noi îi spunem Comunitatea Europeană, care legile acestei comunități sunt împotriva spiritualității ortodoxe. Aceasta să ne fie foarte clar. Și atunci m-am gândit să cer sfat duhovnicesc unui părinte vestit. Și anume părintelui Rafael Noica, care trăiește în Munții Apuseni și care este un om cu totul și cu totul deosebit și duhovnicesc în același timp. Experiența lui duhovnicească este dobândită din devenirea ucenicilor Sfântului și Cuviosului Siluan Atonitul, de care cu siguranță ați auzit. Ucenicul acestuia, părintele Sofronie Saharov, după aceea părintele Simeon și iată părintele Rafael Noica. Am știut că atunci când vrei să întrebi ceva important pe un părinte duhovnicesc, să fii foarte scurt și concis și primul cuvânt care ți-l va spune părintele respectiv, să-l iei ca de la Dumnezeu. Și atunci am dus la el și am zis, Părinte Rafael, eu sunt starețul mănăstirii Nicula. Și n-a trebuit să zic mai mult. Și a zis, of, Părinte, vremea este a face Domnul. I-am sărutat mâna și am plecat. Și vreme de 8 ani, cât am fost stareț al mănăstirii Nicula, l-am văzut pe Dumnezeu mergând înaintea mea. Aceasta trebuie să fie conștiința noastră de creștini. Că viața noastră de zi cu zi, și mai ales în împrejurările grele ale vieții noastre, în ispitele și în încercările cele mai grele ale vieții noastre, de orice natură, trebuie să avem conștiința că este vremea să lucreze Dumnezeu. Orice am făcut eu cu puterile mele, pentru că eram dator să fac, Dumnezeu mi-a luat înainte și a rezolvat El cu puterea Lui. De aceea, cuvântul Scripturii și al rugăciunii dumneavoastră din această seară, vremea este a face Domnul să vă fie un motor pentru tot restul vieții și să nu vă înfricoșați niciodată de ispitele care vin de la trup, de la lume, de la diavol. Că dincolo de puterile noastre pe care le avem tot de la Dumnezeu, și pe care ni le putem înmulți cu efortul nostru personal, vremea este a face Dumnezeu. Tot Părintele Rafael și de la părinții lui duhovnicești spune că trăim vremurile de pe urmă, dar Dumnezeu a lăsat numai impresia, zice el așa, Dumnezeu are aerul că pierde teren, că diavolul stăpânește pe deplin această lume. În realitate, tot el zice că trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și termine fraza. N-avem această răbdare. De obicei, noi suntem regizori foarte buni și diavolul, care este regizor prin excelență, ne pune în minte tot felul de filme, de scurt metraj și mai ales de lung metraj. Și mai ales filme de groază. Nu, iubiți credincioși, nu trebuie să regizăm voia lui Dumnezeu.
Trebuie să intuim voia lui Dumnezeu, dar trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și termine fraza, să spună tot ce are de spus pentru viața noastră. Al tău e, al tău sunt, mântuiește-mă. Și vremea este a face Domnul. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Prea cuvioasă Părinte Exar, prea cuvioasă Părinte Profesor și risc credincioși, postul mare este un urcuș spre înviere. Și fiecare duminică a postului este o pregustare a bucuriei învierii. Prezența preacuvioșiei voastre în mijlocul nostru este și ea o pregustare a bucuriei învierii. Săvârșim aceste slujbe de câțiva ani bune, în fiecare joi seara, și le-am început constatând că în Zalău sunt foarte mulți credincioși dornici de slujbe mai adânci, slujbe care se săvârșesc doar în mănăstiri. Am început, am continuat, iar acum vedeți și Sfinția voastră, biserica este plină și mulțumim lui Dumnezeu pentru acest lucru. Ne unim în duh de rugăciune și încercăm să facem voia lui Dumnezeu. Atunci când v-am invitat pe preacuvioșia voastră, aveam în gând două lucruri. În primul rând, faptul că sunteți călugări de vocație, stareț al mănăstirii Nicula vreme îndelungă, acum răspundeți de mănăstirile din Arhiepiscopia Clujului și chiar din Metropolie. Pe de altă parte, un om ancorat în realitățile zilnice, pentru că acum sunteți la Cluj, slujiți la Catedrala Metropolitană și cunoașteți problemele oamenilor. Așa încât profilul moral al preacuvioșiei voastre răspundea exact cerințelor pe care le au credincioșii de aici din Zalău și cred că și cuvântul de învățătură a fost pe măsura așteptării. De aceea sperăm să onorați pe viitor invitațiile noastre și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă poarte de grijă și sperăm să ne aveți și Sfinția voastră în rugăciunile dumneavoastră. Să rămânem. Având în vedere faptul că săptămâna viitoare este săptămâna patimilor, nu o să mai săvârșim slujba de priveghere joia viitoare și cealaltă joie. Deci în săptămâna patimilor și săptămâna luminată nu mai facem, urmând să reluăm slujbele de